Să salut eu ta pâlța. Oameni buni. Uitați cum stă pâlța. Uitați cum stă pâlța. Nici nu vreau să bage de seamă. Nu știu unde a pus telecomanda. S-a dus Liana. Auzit că vând apartamentul și vin oameni, știți cum vin. Gândești că îs la asta de... La popa ăla, loca, boca. Ești că-s la boca, așa viu oamenii, mâncavași, Dumnezeu să viu încă. Da. Da! Da! Intră! Intră că-i deschis! Bună, bună! Bună, poftiți. Asta ia veverița, să nu sară pe oameni. Nu, asta e pus așa numai de... Să începem atunci, din partea aceasta, da. Să intrați, apartamentul are o suprafață utilă de 67 de metri pătrați. Domnul și-a făcut aici o loge și a extins, practic, partea de living. Vă rog, areți intrat, uitați-vă. Liniștiți. Aduc pe Tomița meu să joace. Da, Tomiță? Latră sau neaună? Neaună, bun. Auzi că are un țiții. Haide, te cunoaștem pe tine de la televizor, da. Veveritul. Da, da. De la televizor. De ce cheme, mă? Apartamentul are orientare vestică, deci aveți soare... După masa aveți soare nelimitat. După masa, dimineața, aveți repriția din oglinzi. Cum le bate la ăștia cu blocul tursoarele cărăsare de acolo, le bate la ăștia oglindă, vă vine lumina în casă. După asta l-aveți originat. Dar trebuie orientarea apartamentului este destul de luminos. Acum ca și compartimentarea inițială, o să vă rămâneți că aici era o cămară, o de bara care a fost desfințită. A, băiatul nu-i cu ei? Ba da, nu, e colegul meu. A, e colegul tău? Aha. Și acum se folosește ca și un spațiu util. Din punctul meu de vedere că e, nu știu, o modificare foarte bună. Eficient. Liniștiți! Dar nu e nimeni acasă. Nu! Stai la ghetto. Oameni, mă, un cavaș, Dumnezeu. S-a dus, gata. Așa, asta ar fi camera manică. Aprindeți luminile! Ca și dimensiunea cum este spațioasă, dacă eventual și dressing-ul ocupă foarte mult loc. Păi uite-te că dressing-ul are 3 km jumate, 3 metri jumate și lățimea e dublă ca și ăla. Are o adâncime mare. Cel de-al doilea război mondial, e balcon. Spune-le că-i dulap de lemn, pa de lemn, parchet, ușă de lemn, uitați-vă ca și la aia, aici e greu. Aha. Acum și un aspect foarte important, e geamul la baie, aici este geam, dar nu de exterior, este pe coloana de exterior. În partea singură o să-l vedeți. Da, și când înflorește primăvara ăsta, sarcâmi, am și niște, am uitat, sălci plângătoare, deci sunt foarte multe albine, dar... Și nu intră în casă? Nu intră în casă albinile. Deci aveți un zumzet dimineața frumos. Liniștitor, cea unic, zumzetul, e cea unic. De unde sunteți? De 14 stau. A, aici mai jos? Da, sigur. Mai poate cumpărat de
și garajul lui intră, și garajul. Era luat de la tata lui Emma. Da, da, da. El e Remus, Remus acum. Nu mai știu cum îl cheamă. Și pentru fată îl cumpărați. Pentru ea, da. Eu vin în concediu aici, în listă, nu mai stau în Cluj. Aha. Sunteți căsătorită? Nu. Și eu m-am divorțat de moia. Ai, mă, că trebuie. Că nu trebuie. Serios, că de-aia vin ca să împărți în bani. Nu, pe frumusețea de femeie. Deja, bă. Trebuie. Aveți copii? N-are, nu. N-are, n-are, n-are. Dumneavoastră sunteți tata fetei? Da, da. Și surori? Da, da, suntem surori. Doamnă, nu știu ce să vă zic, acolo am ale două le iau, aparatele, pe care nu o să iau. Uite, o să le iau. Apartamentul care de liber de tații, nu este ipotecă, nu este absolut nimic, se poate contracta imediat. Liberarea la fel. Unde? Repede, dacă vă decideți. Bine. Cum se poate? Intrați-o și încălțați acolo. Este foarte important, datorită faptului că este acolo ăsta, nu? Se poate opta pentru o ușă și... Păi, dar trebuie dă-l la telefon, trebuie să se descherță în pula la Dumnezeu. Dă-i la telefon, dă aici la telefon. Da, da, ca să nu se descherță. Ce te-aș dă aici la telefon? Este o compartimentare destul de bună. O simplă întrebare, da. Și vor să știe exact ce luați din apartament. Domnule, eu păcănelile, eu tablourile astea două și tablourul ăla de acolo, din capăt. De ce chemă de mobilierul, patru... Tot rămâne mobilier, tăt, și tăt și astea blige, că nu trebuie tăt eu. Acum am... Serios, nu? Nică nu crede. Nimic. Aveți? E cam alarmă. Uite-te pe părete, alarmă. Numai acolo a trebuit ca să plătiți lunar la aia, la PP. Da. Aveți de voie, dar eu nu sunt urmărită de... 60 lei pe lună. Da, pe lună. Eu nu sunt urmărită de mine. Nu vine preța după mine. Ok. Ce vrei vot? Și ce dacă o mută dintr-o parte în alta? Adică de aia o zgălietură de nu-mi plătește toată lucrarea să mor eu. Ce să pui tu că trebuie să ridici un frigider de ridicat și un din ăla de ridicat? Ce sunt eu? Poftim? Acum discutam cu domnul de oferta. Da. Asta e prețul ultim care l-ai cerut dumneata. Le-ai spus prețul. Da. Asta... Discutați cu ei. Discutați cu ei. Vă faceți calcule? Păi, sau ziceți acum pe loc, cum doriți? Să-și facă vreți calcule. Vă lăsăm 5 minute să vorbiți singur. Da. Vedeți un puțin acolo, dreapta eventual și vorbiți 5 minute. Mai vreți și vorbiți. Du-te, te rog și tu, Cluze, și... Oricum, la ea nu le dau crezi la, ea zi la, cum e de ce? De unde erau? Dar nu știu, să coleg de la... Sunt de la Sunt Nicola, nu Sunt Nicola, o mare. De acolo, de la Maramureș. Cu ăștia, cu o jnă, mă, a? Aia o jnă, asta, fii atent, asta-i vădu, mă. Asta-i vădu, mă. Să-i puneam un jos. Păi, e cu cașul jos. Cu cașul jos. Da, Doamne ajută. Negocieri. Da, pentru că tătă ziua tropotești ești sus, să vezi numai cea și pe capul lor. Da, bășând dimineața la ora 5. Îți dai seama. Ferească Dumnezeu! Fără ce trebuie să vă luați voi? Deci din prețul care primit trebuie să achitați și comisionul. Comisionul. Deci așa vă faceți calcule, din cât primit trebuie să achitați comisionul. Deci din dacă îmi dă 90, eu rămân în mână cu...
că sunt camere. Da. În cât timp vă puteți elibera dacă se... După amiază. Doamnă, eu după amiază ieși și ies din casă dacă aveți banii să mi-i dați amu. Serios. Apoi poți să ieșiți, dar și eu 90% ea, trebuie să fac loc de 10% eu. Cum adică? Ne mai trebuie. Trebuie să facă transferul din Italia, vă dați seama că poate doamna n-are să-mi de... Nu-i problemă, dacă vă decide și stabilim un preț, da, cu domnul Neșu, da, la grede, facem o rezervare la noi în agenție și cu rest de plată într-o săptămână. Facem ulterior până la anul notarul. Corect. Doamne ajută la toată lumea. N-ai ce să... Sunteți pocăit? Eu, doamne, fie. Doamne. Pune-i, doamne. Pune-i, doamne. Dar mă la cine e chiroș când zic cu problema asta? Amul de pocăit? Nu, dar mă la cine e chiroș? Mai repede, e comunist. Da! Pe la 70 de ani, prietene, de cum să râs comunist, ce să râs? PSD-ul, e toată la valoare. Răzăi toți zăi, dracule. Da, să zăi. Toți sunt dracu și pământ, dar măcar ăștia ne mai dă o firmitură. Da, unde ați lucrat? Unde ați lucrat? La uzina mecanică, în bobinaj. Aha, oi, oi. Bine era pe vremurile alea, așa e? Foarte bine. Așa e că tăi Ceaușescu la Tăscasă. N-aveai stres, n-aveai papa, aveai loc de muncă învățat, acum analfabetismul e la floare. Bun. Soldați, nimic. Ăștia devine cineva la baie cu capotărnicile. Da. Avem ofertă fermă de 89.000 bani în cash. Acum puneți banii jos? Săptămâna viitoare. Omule, eu ce să, până nu văd banii, ce să mă duc porțul din pădure? Păi oricum, dacă nu va putea face tranzacție. Înțelegi? Nu mă porțul din pădure. Păi nu. Programăm notarul și prin virament direct în cont. Program, când aveți banii, miau. Dar nu 89, măi, omule, nu-l dau. Eu zice, mi-au zis acum, au făcut ofertă de 89 de mii. Nu 89? Da, a oferit 89 de mii. Și în cât timp? Păi într-o săptămână. Într-o săptămână? Putem merge la notar și rezolvăm tot. Nu. Să vadă să ăsta și... Da, pentru că trebuie să strâng. Deci eu... Da, da, da. 80 am, de mai trebuia 10.000 și mai trebuie încă vreo 4.000 de... Deci ca idee, dacă dumneavoastră agreați prețul de 89.000, dacă vă convine prețul, așa, mergem astăzi la agenție, facem o rezervare, dâng și vă dau un avans și ar programăm notarul pentru săptămâna viitoare. Dacă până săptămâna viitoare nu vin cu restul de bani, avansul de cât? Că mai trebuie să iau două canapele din colonie, mă mut. De obicei se merge pe avansul de 2-3.000 de euro, acum e... Da? Da. Bine, deci ar prin notar avansul, nu? Putem să facem anticontract la agenție. Noi, ca și agenție, suntem terniciți pentru a semna anticontract, adică promisiuni de vânzare. Nu, eu numai la notar. Păi noi... Eu numai la notar. Păi azi și noi putem. Nu numai la notar. Da? Da? Bun. Eu mă refeream strict pentru rezervare. Boldoți lucrăm. Știi, poate. Nu-l știu pe Boldoți. În centru acolo. Da? Nu, că n-am umblat pe la notare. Da. No, bine. Da. Ai legătura cu ei? Păi acceptați 89.000, facem tranzacția cu dânsii. Domnilor, facem tranzacția. Da. Bate-ți palma. Bun. Ușor. Așa, prietene. Iaha! Da, mi-e de bine. Că-ți ai o noutate, ți-ai pus dantura. Mi-a pus-o sau mi-a luat-o jos, că de-aia având apartamentul, ca să mai trebuie să plătesc încă 15.000, că o costa vreo 400.000, că am pus diamante, când râs să scripească. Da. Bun, pe atunci ținem legătura și va trebui atunci să mă ocup eu de acte de programare de absolut. Bine, și zis, noi lucrăm cu Bolduț, Ioan, tatăl. Noi lucrăm cu doamna Gabriela Ghile. Dacă... Nu știu, dar... Nu mă bag acolo pe care... Eu zic să-i luați pacul de să nu știi la casă. Deci actul
apartamentul nu e înstrăinat să fie... Nu, noi omule, la cine să fie înstrăinat? La Livian și la Bianca. Da, cum să nu? O să aveți un pic de poștea mea de sus, că tăm bocănește. Să mergi să te sfădești cu ei. Este ceva tine. Ceva tine și să-ți veni cu ăsta. Nu! Sunt doi. Doi băieți. Dar cred că-s gay. Uși unul după altul. Serios. Nică nu crede. Sunt gay. Serios, că-i auzit. Doamne, fer, noaptea unde mi-e zopuri. Cu zopuri ne culcăm. Dacă-i auzit cum... Dar pe atâșa reclamă o faci înainte să-l cumpăr, că-i zgomotat. Dar nu, că ești femeie și cu rușine, că era să-i bat, o chema poliția pe mine. Înțelegi? Da. Să vezi cum suspină unul, firea la rac. Dar bun atunci. Bun. Cum rămâne? Eu mai rămân două minute să pregătesc. Da, să pregătim actele. Bine. Bine, doamnă, să rămână, doamne, să nu mai bine. Încă o dată. Sănătate. Bun, salut, salut. Hai, să ne amusim ce mai ciocărim. Ceau, ceau, ceau. Să mulțumim. Serus, serus. Dar pe veneriță ne-o lăsați? Nu. Ce? O glumă, domnule. Să-mi iau o măcămuță. Da. Vă mulțumim. Bine, bine, doamnă, bine. Sănătate. Să rămână. Dar nu-i Lian acasă. Dar nu l-aveți aici, la vezi undeva. Nu, nu știu unde l-a pus, dar fac eu poză și ți-l trimă. Nu atunci pe WhatsApp. Îți trimă pe WhatsApp cum ai trimăs tu. Buletinul Doamne, ajută. Aici e buletinul. Vrei să-l dau? Da, să-i fac o poză. Păi o poză. Unde mi-e buletinul? Merge, da. Problema. Dar mai suni să vie Liana să îți trimită ăla. Vreți să facem o rezervare cu ei. Adică? Să ne dea un avans. Dacă se răzgânde pe săptămâna viitoare, pierd avansul. Dar nu, mie nu-mi trebuie să le iau, să le câștig în așa ceva, nu. Cât avansă? 2000, eu mă fac pentru 2000. Noi de regulă așa procedăm, facem rezervare. Facem atunci direct contract de vânzare. Vă contract de vânzare, cumpărare cu ei. Doamne ajută. Bun, ne-au zis. De banii, n-au, cât o zis? 89. Din care vă trageți voi? Ibu? Ibu, așa e? Doamne, da, nu mă vede. E gata vândut, dă, doamne, numai bine, ioi, ce... așa bine îmi pare. Fraților, l-am dat pe 89 de mii, din 89 jeiei 2087. Și mi-am luat tablourile și veverița și merg cu Dumnezeu înainte. Vă țuc, ioi, că nu mă mai dore capul.